Și că nu e voie. E voie. Ai ce coadă aici. Și cu un singur angajat la poștă. Da. Da. Ei au voie să filmeze. Da. Așa oferă condiții poșta română. Un singur angajat. Noastră sunteți, cine sunteți? Amabil. Ia ziceți. Nu aveți voie să filmați într-o instituție publică. Păi dacă e publică. Nu e voie să filmeze, dar e voie să fie coada asta doamnă, făcută așa? Doamnă, cine sunteți? Vă rog frumos nu, cine să sunteți? Nu filmați. De cine ce? Sunteți? De ce? Dumneavoastră în ce calitate vorbiți? Da, e o civilă. Da. Bineînțeles. N-are ecusom, ce știe, legea, nu. Ci că vine cu, ci că n-are dacă nu veniți cu ecusom, puteți să plecați. Nu? Dar chiar dacă vine, ce invocați o lege? Ce? Ia, sunați la poliție. Păi vă faceți de râs, doamnă, o să vă vedeți public. Vă faceți de râs, atenție. Nu vă cunoașteți drepturile? Nici eu, nici dumneavoastră, cam așa ziceți, da? Dacă instituție publică, aberați. Nu aveți voie serios, să filmați. Serios, ia auziți, ia faceți-vă de râs. Mi s-a schimbat adresa. Poate de râs, dumneata, doamna cetățeană, cine ești? Nu, domnule, este un mascarat de nesimțire curată. Ia uite ce coadă aici. Ia uite, pentru nimic. Servicii publice la poștă. Da. Instituție publică, instituție publică, mai și zice cuvântul. Da, uite, ei filmează și ei, prin legea 333. Ne arestează cineva? Da, o să ne aresteze. Da, ei da. Așa cred, că știm da, de frica lor. O, doamnă civilă. În ce calitate vor, dar n-avea ei cu somn, n-avea nimic. Dar nu știm cine e. A venit la intimidare. Madame... Madame. Am înțeles, și era cine sunteți? Doamnă, păi nu știu, de ce... Mă întreb ce eu filmez, da? Da, vă, închideți aparatul. Cine ești, bă, omule? Da, vă rog frumos, închideți. Cine ești? Dar nu vă interesează. Ia ce comportament de cine? Un cetățean, că nu mă interesează. Ce, te pomenești că vrei să mă și bați? Cine ești? Frumos aparatul. Cine ești? Închideți, vă rog frumos aparatul. Pe cine ești, mă, tu? Să minaci arachi, adesta, de la ruși, arachi, din ăsta, ceva, de, a terorist. Închideți, vă rog frumos aparatul. Vă rog frumos, închideți aparatul. Și dacă nu îl închizi, ce faci? Ce o să faci? Cât văd că ești civil. Și dacă cum vrei să fii îmbrăcat? Păi, dacă vii un civil la mine... Da, și... Dar nu ți-am zis să... Cine ești? Că vii... Eu m-am întrebat cum v-am rugat să închideți să faci și să discutăm. Dacă... De ce? Să discutăm, dacă doriți. Păi eu nu vreau să discut. Nu vreți să discutați? Nu. Dar n-aveți dreptul să filmați. Unde? Păi în cintă. Dar aici e zona administrativă sau neadministrativă? Da. Ce este? Voie. Ce este? Da, zona de care? Deci vă rog cum se închideți. Domnule, cine va... Dumneata, lucrezi aici? Închideți, vă rog. Dar cine ești? Dragii mei, acest om civil, probabil că lucrează la Poșta Română, o să trimite pe 544 să-l identificăm. Cine ești, mă, omule? Închideți, vă rog, cum o să apară. Și dacă nu vreau, ce faci? Ce faci în această situație? Vezi că sunt într-o instituție publică, de fapt e un domeniu public, da? Nu e zonă administrativă, e zonă neadministrativă. Dar dacă nu știi hotărârea 585, eu zic să-ți dai demisie. Eu așa spune, să-ți dai demisie. Iar legea 333, că aveți monitorizare video, spune și reglementează că în instituțiile publice poți să filmezi. Dar dacă ești un civil, probabil că dacă ești angajat, o să vedem conducerea poștei, ce o să spună despre dumneata. Ți se pare normal aici, ceea ce vezi aici? Eu, dacă lucrezi la poștă. Dar eu refuz să cred că lucrezi la poștă. Eu îți cer demisia, fii atent. O să faci de râs, te vadă lumea. Bine, ia, hai. Bine că n-ai scos pistolul să ne împuși, dacă ești de la... Ai și pistol?